În județul Hunedoara, polițiștii structurii de analiză și prevenire a criminalității au planificat o serie de activități menite să conștientizeze populația cu privire la importanța adoptării unor conduite antivictimale și antiinfracționale. În derularea acestei campanii s-au implicat, pe lângă reprezentanții poliției și autoritățile locale, elevi, deveni, alături de cadrele didactice și organizații non-guvernamentale. Debutăm astăzi cea de-a 10-a ediție a campaniei Săptămânii Prevenirii Criminalității. Este o campanie care se desfășoară la nivel național. Noi, Poliția Județeană Hunedoara, am pregătit un calendar al activităților. Vor fi activități desfășurate atât în școlile hunedorene, cât și la penitenciar. Vom avea foarte, foarte multe activități pe care vă invităm să le urmăriți și la care vă invităm să participați. Calendarul de activități stabilit până la sfârșitul acestei săptămâni vine în atenția cetățenilor cu o mulțime de evenimente menite să atragă un semnal de alarmă, în special în rândul tinerilor. Astfel, tot cu această ocazie a fost lansat și proiectul Prevenirea Bullying-ului în liceele hunedorene, un proiect la care au participat aproximativ 25 de elevi, 174 de profesori și 27 de părinți, care au fost informați despre cum se manifestă și care sunt consecințele acestui fenomen. Fenomenul de bullying se manifestă în liceele din toată țara, în toate unitățile școlare. Acesta poate să aibă valențe mai mari sau mai mici în funcție de tipul de persoane pe care îl săvârșesc și în funcție de tipul de victime. Avem în vedere și acest fenomen și suntem convinși că putem în cele din urmă să-i punem capăt. Fiind o campanie ce se derulează de 10 ani, mesajele de informare au ajuns tot mai mult în atenția cetățenilor, iar infracțiunile au început să scadă.